Salutare, oameni buni! Sunt în apropierea localității Sacea, din județul Tulcea, iar în acest moment mă aflu în situl arheologic Noviu Dunum, cetatea Noviu Dunum, pentru că Sacea în antichitate purta acest nume. Noviu Dunum, ceea ce vedeți și aici, câteva informații, iată. Noviu Dunum a fost o importantă fortificație militară, strategică și economică pe cursul Dunării, care s-a dezvoltat sau a cunoscut o primă dezvoltare înainte de epoca romană, pentru ca apoi, pe durata Imperiului Roman, să cunoască o dezvoltare și mai mare, să o pot numi așa, care a continuat până spre epoca romano-bizantină. Cetatea, în perioada Imperiului Roman, a avut o importantă bază maritimă, care funcționa ca un fel de poliție navală în această zonă. Deci, practic, iată, în fața aveți Dunărea, și dincolo de Dunăre este Ucraina. Vă spuneam că aici s-a aflat o importantă bază militară, navală, care practic păzea tot cursul inferior al Dunării. Deci, pe românește, nimic nu mișca, nimic nu intra și nimic nu ieșea din această zonă, fără ca navele romane să știe. Eu acum sunt pe un promontoriu, un fel de stâncă, să o numesc mai popular, pentru că toate aceste fortificații militare erau construite foarte ingenios. Ce vedeți în fața mea? Erau și atunci, ca și acum, dealuri, de unde puteau năvăli barbarii. Astfel că cetatea dispunea de ziduri de apărare destul de solide, dispunea de turnuri de apărare, precum este acesta, și toată partea din față, partea frontală, era apărată de arcași și de legiunile romane. Partea cealaltă este Dunărea, unde erau navele romane. Iată aici construcții ce au fost scoase la lumină și restaurate pe alocuri de către arheologi. În acest moment se desfășoară mai multe săpături arheologice în această zonă și mă bucur foarte mult să știu că se întâmplă acest lucru. După cum vedeți, arheologii chiar au acoperit anumite descoperiri tocmai pentru a le menține. Iată și aici. Dacă nu ești foarte pasionat de arheologie și vrei să vezi ceva imens, ceva măreț, poate că mai de așteptat, pentru că tot acest promontoriu, tot această stâncă se dorește a fi scoasă la lumină, sau cel puțin o bună parte din ea. Dunărea în față, cum vă spuneam. Noviu Dunum, ca multe alte dintre cetățile romane, avea legături directe cu alte fortificații din Dobrogea de astăzi, cum ar fi Arubium, care este orașul Macin în zilele noastre, cum ar fi cetatea Troezmis, care nu se află foarte departe de Macin, cum ar fi Almiris, care din acest punct la fel nu este foarte departe de mers cu mașina. Toate aceste fortificații militare, printre multe altele, aveau scopul direct și precis de
a apăra Imperiul Roman, de a apăra granițele Imperiului Roman în fața barbarilor care dăteau năvală din mai multe zone, cum ar fi dinspre Ucraina de astăzi, spre Bulgaria de astăzi și așa mai departe. Cam atât de la Noviodunum. Este pentru a doua oară când vin aici. De fiecare dată am venit pe timp de iarnă. Iarnă, primăvară mai exact. Tocmai pentru a înțelege mai bine toate aceste săpături arheologice. Să auzim de bine!